Treimea, Trinitatea, se întâlnește la tot pasul în biologie. La tot pasul mă întorc la celulă. Celula are o membrană, o cetate exterioară. Are un conținut și o inimă care este nucleul. O treime. În nucleu există ADN, în afara nucleului și chiar și în interiorul lui există ribozomi și legătura dintre cele două entități o face ARN-ul. ADN, ARN, ribozomi. E o altă treime. E o treime fabuloasă despre care noi, cei care folosim mecanisme genetice de tratament la ora actuală și mecanisme genice, nu știm să o explicăm și totuși folosim aceste mecanisme. Revin la această idee, am mai spus-o, cred, cu ocazie, dar o reiau pentru că este importantă. ADN-ul codifică proteina care urmează să se nască. Acolo e banca de date. ARN-ul este mesagerul. Putem să-i zicem Duhul Sfânt, putem să-i zicem Hermes Trismegistus, putem să-i zicem mesager. Preia informația și o transmite unui traductor fabulos care este ribozomul. Și ribozomul este cel care preia o anumită formă de limbaj și o transformă într-o proteină. Problema este că ribozomul, pentru a forma proteina, are nevoie la rândul lui de 50 până la 53 de proteine. Cine a fost ou, cine a fost găina? Dacă ribozomul este cel care a sintetizat prima proteină, dar el pentru sinteza acestei prime proteine are nevoie de 50-53 de proteine, cum s-au produs astea? Dar ADN-ul, care este ținta tuturor lucrurilor în biologia obișnuită, în biologia materialistă, hai să spunem așa, fără să fie nimic peorativ în asta, ADN-ul care codifică proteina nu se poate constitui, nu se poate sintetiza fără o enzimă care e proteină. Cine a fost primul, ADN-ul sau proteina? Nu avem răspuns. Și totuși utilizăm niște mecanisme pe care nu le cunoaștem în totalitate. Cel puțin în ceea ce se afirmă în lucrările științifice de la acest moment.